informația de ultimă oră acum, doamnelor și domnilor. Președintele AUR, George Simion, este cercetat de parchetul general pentru că ar fi instigat la falsificarea listelor de semnături pentru europarlamentare. Primim mai multe detalii chiar acum de la Andreea Georgescu. Te ascultăm, Andreea. Este o informație de ultimă oră. Conform unor surse apropiate de anchetă, președintele AUR, George Simion, este vizat de dosarul în care, în urmă cu mai puțin de 2 ore, a fost ridicat de polițiști și procurori candidatul independent la Parlamentul European, Silvestru Șoșoacă. El este bănuit că ar fi depus liste cu semnături falsificate pentru susținerea candidaturii sale la alegerile europarlamentare de la finalul acestei săptămâni, candidatură de altfel validată de Biroul Electoral Central. Iată că informații pe care tocmai ce le-am primit arată că falsul depus la Biroul Electoral Central ar fi fost orchestrat de liderul unui partid parlamentar, scrie parchetul general într-un comunicat primit în urmă cu scurt timp, iar conform unor informații confirmate de surse Digi24, este vorba despre liderul AUR, George Simion, și vedeți în acest moment pe ecran o reacție publicată pe profilul de Facebook de președintele AUR, conform căreia ar fi vorba despre o, citez, scoatere a AUR din listele electorale și ar fi vorba despre o disperare a sistemului. Din datele noastre, și George Simion urmează să fie audiat astăzi la parchetul general. În acest caz, urmărim ce se întâmplă, venim cu informații noi de îndată ce ele vor apărea. Vă reamintesc, Silvestru Șoșoacă, soțul Dianei Șoșoacă, ridicat de polițiști și procurori în această dimineață, audiat deja pentru suspiciuni de liste false, cu semnături false la alegerile europarlamentare, și George Simion bănuit că ar fi orchestrat această depunere de liste false pentru a-l ajuta pe Silvestru Șoșoacă să îi fie validată candidatura, în contextul în care Diana Șoșoacă, soția acestuia, cu care sunt de altfel într-un conflict marital extrem de public, este principala contracandidată AUR la voturile celor care preferă zona de extrem.